Am fost sunat de președinte și avem o problemă destul de gravă. Problema noastră este reprezentată de acest nou virus care s-a răspândit și a transformat oamenii în niște chestii apropiate de zombie. Scopul nostru este să găsim un leac pentru această boală și am fost informat de domnul președinte că la baza militară există un cercetător care a făcut acest antidot posibil, dar trebuie să mergem să-l luăm în siguranță. M-am echipat cu armele pe care le aveam, dar sunt sigur că acestea nu o să-mi ajungă deoarece am doar un pistol și un sniper. E bine, haide să trecem la treabă. Căci lumea trebuie să fie salvată de chestia asta care s-a întâmplat în anul 2023. Deja avem primul inamic. Haideți să vedem totuși dacă mai este om. Domnul, sunteți bine? Ne băgăm puțin la antrenor. Se pare că nu mai răspunde la comenzi și merge foarte haotic. Oh my god, a venit și prietenul lui. Băi, băieți, îmi pare rău, dar păreți ca și cum ați vrea să mă mușcați. Ia să vedem dacă este adevărat. Bro, a vrut să mă muște. Ăștia nu mai sunt oameni. Ăștia nu mai sunt oameni. Clar trebuie să mergem repede la baza militară, dar problema e că eu la pensie nu mi-am luat nicio mașină. Pare destul de stricată dacă ne uităm. Da, mașina nu merge, este foarte stricată și suntem înconjurați de zombie. O să-mi pun pe GPS-ul meu propriu pentru că telefoanele nu mai merg. Eu am fost în armată, așa că am un GPS de-al lor și suntem printre singurii oameni rămași în viață, așa că trebuie să avem mare, mare grijă. Dacă vedeți, m-am și îmbrăcat adecvat pentru misiunea aceasta. Am luat tot ce avea mai bun din șifonier pentru a ne proteja de chestia asta care nu știm ce este. Găsit această motocicletă, sunt curios dacă și merge. Bro, suntem înconjurați de zombie din toate părțile. Trebuie să ne grăbim, deci ăștia clar nu mai sunt oameni. Problema e că mi este destul de foame și nu cred că o să avem ce să mâncăm. O să mergem până aici la PECO să vedem dacă e deschis. Dacă mai este cineva aici care să zicem că a supraviețuit în vreun fel. Alo, mai e cineva? Nu mai e nimeni, bro. Bro, acum... zombie, văd că și evoluează. Unii dintre ei pot chiar să și alerge, ceea ce e nasol rău de tot. O să plecăm de la PECO ăsta pentru că nu mai este nimeni în viață care să reușească să ne dea și nouă ceva să mâncăm. Avem nevoie urgentă de mâncare ca să ne completăm misiunea noastră. Partea care mă îngrijorează pe mine cel mai mult este că trebuie să mergem și în acest oraș să vedem care este situația. Pornim din nou la drum. Oh my god, o grămadă de mașini abandonate, deoarece cred că toată lumea a murit. Sper să nu fiu singur în viață și că și tot ce fac acum să fie degeaba. E foarte îngrijorător ce se întâmplă aici, guys. O să mă întorc din drum pentru că am găsit un magazin care s-ar putea să ne ajute cu niște mâncare. Sper să fie cineva acolo care să mă poată servi. Dacă nu, o să furăm. Pur și simplu, e o situație de criză cu care omenirea nu s-a mai întâlnit până acum. Încă câteva sute de metri și ajungem, ar trebui să fie, conform GPS-ului meu militar, chiar aici undeva pe dreapta. Mamă, și locul ăsta pare super abandonat. O să încercăm prima dată să vedem dacă se ascunde cineva pe aici prin spate. Poate mai sunt supraviețuitori sau ceva de genul. Unde v-ați ascunde voi dacă ați fi prins într-o apocalipsă zombie? Probabil că aici sus la etaj și-a pus oamenii aici niște gaghempat sus. Toma ca să nu îi mănce zombie sau ceva de genul. Ușile văd că sunt închise. Oh my god, deja avem și primii vizitatori, primii zombie. Oare aici sus să fi stat cândva cineva? Pare un loc destul de bun să te ascunzi. Dar oricine a fost aici, cred că a plecat cu mult timp în urmă. Și tot ce mai rămas sunt doar acești zombie care, dacă vă uitați la ei, sunt foarte, foarte urâți. Tipa asta se uită exact la noi și o să-i dăm un headshot. Chiar dacă am atras și la zombie, nu știu dacă a fost neapărat cea mai bună idee, dar noi am fost pregătiți pentru situații militare de urgență. Bro, suntem înconjurați din toate direcțiile. O să trebuiască să luptăm. Sunt super mulți. O să încercăm să dăm numai cap. Așa cum am învățat noi la pregătirea noastră militară. Pușcăm absolut tot ce prindem. Oare să fie cineva aici ascuns în spate? Ia să vedem. Se pare că nu e absolut nimeni. Camerele de supraveghere nici nu mai merg, nu mai avem conexiune la internet. Totul cel mai probabil este picat. Chestia pe care putem să o facem este să ne servim singuri. O să furăm câteva chestii de aici. Ne pare rău, dar chiar nu avem ce să facem. Deja se apropie foarte mult zombie de noi. S-ar putea să fie o problemă. Hai să începem să tragem. Oh my god, cât de aproape era asta de mine. Stai acolo, boi urâtule. Vin în continuare super mulți. Cred că focurile de armă îi atrag și mai tare. Chestia nașpa e că eu n-am avut acasă niciun fel de amortizor. Nu mai putem să mai luăm nimic aici. Astea sunt foarte închise și nu prea merg sparte. Sunt dintr-o sticlă foarte rezistentă. Dar aici putem să lutăm.
Oh my god, și tu ai ajuns fix aici lângă mine, lasă-mă în pace. Plecați de aici, mă urăților. Mergem în inventar să găsim ceva de mâncare. Am băut apă. Bro, stați la distanță. Stați la distanță. Suntem de ceva timp înăuntru și a început deja să se însereze. Cred că ar trebui să ne pregătim, să ne facem un camp, să încercăm să ne baricadăm aici înăuntru, să putem dormi peste noapte, pentru că misiunea asta o să întindă pe mai multe zile cu siguranță. O să facem focul chiar aici spre ieșire, ca fumul să iasă printre aceste uși. Avem și puțină mâncare pe care o să o mâncăm chiar în acest moment. Bă, e destul de bună. Nu mai mâncasem de ceva timp. Și avem acest cort în care o să dormim în noaptea asta. O să-l punem puțin mai la distanță ca să nu cumva să ia foc. În noaptea asta o să dormim cu pistolul în mână, pentru că s-ar putea să mai fim atacați și noaptea în timp ce dormim. Sper să nu se întâmple. Ora 2 dimineața și pe afară se au lucruri pe care nu ai vrea să le auzi în mod obișnuit. Sunt câțiva zombi din ăștia care îmi dau târcoale. Cred că au plecat sau ceva de genul. Nu cred că m-au văzut acolo în interior, dar vă zic eu că e foarte nașpa să dormi în timp ce chestiile ăștia sunt pe lângă tine. Nu prea pot să adorm, așa că o să încerc să merg și aici să vedem dacă e deschis, dacă mai găsim ceva supraviețuitori sau dacă nu, pur și simplu mă duc să încerc să mă bag înapoi la somn. Îmi pare foarte bine că acei zombi care m-au trezit nu mai sunt. A țipat cineva. Bro, a crezut că e om, dar aparent este un zombi. Ești om? Bro, nu-mi dau seama dacă e om sau nu. Bro, nu e om, nu e om. Clar nu e om. Uite-l și pe al doilea, bro. Plecați de aici, mă, urâților. În drumul meu l-am găsit pe acest om care pare a fi prietenos. Era cu mai mulți oameni, dar prietenii lui din păcate au murit. O să încercăm să luăm o mașină. Hai să vedem dacă pot să repar eu mașina aceasta de ambulanță. Ia să vedem dacă reușim să o reparăm. Eu am lucrat puțin și ca mecanic în armată. Ia să vedem dacă merge reparată mașina asta. Ar trebui să meargă, nu pare o problemă foarte complicată. Ia să vedem dacă acum merge mașinuța. Haide, bro, vino și tu cu mine în mașină. Opa, am auzit încă un supraviețuitor? În sfârșit, deci încă mai există supraviețuitori? Bro, e sigur că ești bine? Nu-mi dau seama dacă tipul ăsta e om sau e zombie. Cred că e pe cale să se transforme sau ceva de genul. A fugit. Ok. O să o lăsăm în pace, o să considerăm că este om. Hai să mergem, brudere, pe singurul întreg la minte pe care l-am găsit până acum. Am primit pe radarul meu GPS o confirmare că cicar mai exista niște oameni în viață undeva pe aici mai în față. Sunt curios dacă e adevărat sau nu. Am mai avea încă două locuri în această mașină. Pare că am vedea pe cineva acolo, dar nu-mi dau seama dacă sunt zombi sau nu. Ia să vedem. O să mă uit puțin cu sniperul. Bro, par a fi oameni, dar sunt destul de mulți și par și foarte înarmați, așa că o să-i las în pace, pentru că nu putem risca să stricăm această misiune. Misiune care e foarte importantă pentru soarta omenirii, pentru că aparent încă mai există oameni în viață. Bun, o să mergem direct la military base. Nu mai tragem așa tare de timp. Am cam tras de timp până acum. Îmi pare rău dacă mai există și alți supraviețuitori pe care nu i-am luat până la momentul acesta, dar trebuie să ne grăbim maxim. Autostrada asta pare destul de liberă, ceea ce mă bucură. S-ar putea ca cei de la baza militară să fie încă în viață, să se fie ocupat de acești zombie. Rămâne de văzut. Am trecut așa în fugă și pe la peco ăsta. Mă gândeam că poate mai are cineva nevoie de ajutor, dar aparent nu mai este nimeni. Hai să vedem dacă mai e cineva la poartă care să ne aștepte. Bro, nu mai e nimeni. Se mai deschide poarta automat? Nu se mai deschide nici poarta. Ceea ce spune mie că va trebui să încercăm să trecem prin ea, deși poarta asta e destul de ramforsată. Da, nu reușim, au ramforsat-o și mai tare pentru acest eveniment apocaliptic. Ia să vedem dacă găsim o intrare pe aici, prin lateral. Am reușit până la urmă să intrăm în baza militară. Băi, dar aici nu pare a fi absolut nimeni? Păi și eu de unde ar trebui să-mi dau seama unde este doctorul nostru cu care ar trebui să ne întâlnim? Probabil să fie în vreun hangar sau... Totul e super închis. Poate să fie aici sus? Ok, bro, tu să stai acolo de șase, să păzești bine mașina. Se pare că cei de la armată au vrut să plece cu avionul, dar ceva i-a făcut să se prăbușească chiar aici. Bro, stacă că e doctorul. Oh my god, doctorul e mort, guys. Doctorul e mort. Holy... Și cred că acesta este pachetul pe care noi o să-l luăm, să-l ducem în mașină. Am făcut foarte bine că am venit cu ambulanța. Ia și tu pachetul ăsta de aici și du-l la ambulanță, te rog. Eu trebuie să cercetez mai bine locul ăsta, ok? Să văd ce s-a întâmplat.
Pare că nu există urmă de pilot. Dacă pilotul a făcut manevra asta. Ok, marfa a fost încărcată și securizată. Brotherul celălalt s-a pus aici să o apere. Iar noi acum am primit un mesaj care ne spune că trebuie să ajungem în oraș. În oraș, în zona aceasta, mi s-a spus că există un laborator secret unde s-ar putea crea mai multe antidoturi din acest pachet pe care îl avem la noi. Așa că e timpul să plecăm. Ia uite niște mașini scufundate și pe aici și pe stânga și pe dreapta. Trebuie să ajungem acolo cât mai repede dacă vrem să salvăm umanitatea. Suntem la intrare în oraș și din câte se vede este super dubios, sunt foarte multe mașini împrăștiate peste tot pe autostradă, ceea ce mă face să cred că aici în oraș va fi plin de zombi, dar avem un pachet pe care trebuie să-l cărăm și acum să o facem chiar cu prețul vieții noastre. Acum că sunt fix în mijlocul orașului, mi se pare că e puțin invers față de cum așteptam, sunt foarte puțini zombi. Probabil toată lumea a încercat să fugă din oraș cu mașinile către exteriorul orașului și de erau așa mulți zombi acolo în localitățile alea mici, mai puțin decât aici. Deci efectiv e un oraș cât se poate de abandonat, cât se poate de pustiu. Suntem foarte aproape să ajungem la locul secret. Băi, guys, se pare că oamenii ăștia chiar au muncit aici. Ia uite că sunt acolo în față. Băi, vrei să-mi deschide și mie poarta? Mersi, hai că am reușit să intră, guys, aici. Băi, uite cât doctor, câți oameni, populație rămasă. O să punem mașina asta cu spatele așa pentru voi, guys, să descărcăm pachetul nostru prețios. Bravo, bravo, ai făcut o treabă foarte bună. Am despachetat noi cutia pentru voi. Mă bucur că sunteți fericiți să vedeți chestia asta. Sper să salvați lumea. Un an mai târziu, totul a revenit absolut la normal. Lumea e din nou fericită, iar noi am salvat lumea chiar dacă eram la pensie. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați voi like.